Salutare și bine v-am regăsit un nou podcast, e luni chiar dacă noi filmăm cu ceva zile înainte, știți cum e unor e bine să prindem cele mai bune momente cu invitații pe care avem, mai ales dacă suntem în situația asta pandemică unde nu știm exact ce se întâmplă de la o zi la alta, da păi de la o săptămână la cealaltă. Alături de mine este Izabela Pădure, Izabela bine ai venit în podcast! Bine te-am găsit și îți mulțumesc pentru invitație. Cu mare drag, nu o să fim chiar atât de oficial, ci uh, o să încercăm să fim cât se poate de natural și să le spunem celor de acasă că tu ești și locul 2 la Miss, generația lui John, și te felicit pentru acest loc. Îmi pare, îmi pare tare rău că n-ai la locul 1. Să știi că asta îi spun și unei fete care e pe locul 10, ca să nu creadă lumea că doar <laughs> pentru locul 2 îmi pare rău. Izabela Pădure e mai mult decât uh, locul 2000 generația lui John și uh, în acest interviu o să aflăm toate informațiile importante despre tine și despre publicul pe care îl încânti de atâta timp și mai mult de atât, mai ales pentru publicul mic care te ascultă și ascultă de tine. Dar cred că cea mai bună prezentare poți să o faci chiar tu despre tine, așadar te ascultăm. Mă numesc Izabela Pădure, am 19 ani și sunt studentă la Facultatea de Litere, mai exact română engleză. În prezent sunt educatoare la Grădinița Sfinției Arhanghel Mihail și Gabriel și solistă de muzică populară la evenimente private, spectacole și alte concursuri. Pare așa că ai fost, cum să spun eu ție, în standard, în parametri. Dom'le, să, să fie bine începutul de podcast, ca nu cumva să închidă lumea înainte de primele 3-4 minute, dar noi garantăm încă de pe acum că o să te chinuim cu ghilme de rigoare, și o să te punem să ne și încânți auzul, și, evident, evenimentele pe care cred că o să le facem la noi acasă, doar cu familia. Că mai un pic și vin sărbătorile de, de iarnă. Vreau să știu cum, de la 19 ani, ai ajuns să faci atât de multe lucruri. Și aș să le nominalizez așa, pe limba tuturor: adică să fii și studentă, și educatoare, și interpretă de muzică populară și probabil să mai ai și multe alte proiecte, printre care și povestea cu Miss generația lui John. Ca să începem așa, studentă normal că trebuie să fiu pentru că facultatea și școala este pe primul loc. Așadar, am urmat parcursul și la școală am trecut la facultate ca să învăț cât mai multe lucruri noi și să mă specializez cât mai bine în domeniu. Mi-au plăcut extrem de mult copiii de când eram mică, chiar alegeam toate florile pe care le aveam în casă, le aranjam pe hol, le puneam chiar foaie și pix și în caz că greșeau ceva, aș le primeau câte o palmă. Bine, nu conștientizam la vârsta aceea, dar mi-a plăcut foarte, foarte mult să lucrez cu, tot, cu toți copiii. Și așa, de când, cred că de la 16 ani, am plecat ca și animator socioeducativ în tabere cu copii. Și am desfășurat foarte multe activități cu ei, jocuri, și am văzut că mă pricep. Și am zis să încerc să merg mai departe, mai ales că am urmat profilul pedagogic și am putut urma și acest serviciu, să fiu educatoare la grădiniță. Și am zis să-mi dau și titularizarea și să încerc. Vorbești ca un om mare, nu ca o tânără de 19 ani. Mulți mi-au spus asta. Nu e prea mult pentru tine, pentru vârsta asta? Nu. Mai e timp să te distrezi? Da. Poți să-mi spui ce înseamnă distracție pentru, pentru tine? În primul rând, evenimentele. Păi stai puțin, tu la evenimente primești bani sau plătești? Că nu mai înțeleg. Primesc, dar este distracție. Cred că mm -hmm. este cel mai frumos job, cea mai frumoasă meserie pe care ai putea să o ai. Când a fost primul tău moment în care ți-ai dat seama că ai calități vocale și că poți să mergi către zona de spectacol, să fii la evenimente, botezuri, nunți cu metri, știm cu toții. Am început încă din clasa 1, deși wow. <laughs> okay. nu aveam voce, adică sora mea a fost la canto, eu doar cântam pe lângă ea prin casă și mă tot rugam de mama mea să mă lase și m-am spunea da, dar tu ești prea mică, dacă nu o să te descurci acolo și am început să plâng până când m-a dus și pe mine la canto și a rugat-o pe doamna profesoară să mă lase să stau acolo. Și din mic copil ce eram, ajusesem să fiu prima, să cunosc toate cântecele pe de rost, chiar ceilalți nu le știau și eu le știam. Apoi am mers la spectacole, la alte concursuri și cred că în clasa 8 -a am, fost, am luat parte din prima formație, era nou formată și am avut și primele evenimente. Eram mică, bineînțeles. Nu prea îmi plăcea sincer la început, adică oarecum îmi plăcea să cânt, dar fiind mică, Simțeam că mi-a din timpul meu liber evenimentele. Adică, decât să ies pe afară, ar fi trebuit să, să merg la evenimente și totuși nu-mi plăcea, dar acum, pentru că am crescut, e altfel. Mă distrez, cum oamenii dansez, îi încând, le cânt. Ai învățat cum stau lucrurile, cum da. arată o petrecere cap-coadă și probabil că acum știi cum să-ți dozezi energia pentru fiecare moment în parte. În clasa 8 ai luat primii bani din, din petreceri, da? Din, da. din cântat. Nu suntem anafu, să știi. Noi vrem să știm cam ce se întâmplă cu parcursul unui tânăr. Mai ții minte? Cam cât, cât, cum să te întreb? Ce bani de buzunar ai făcut în clasa 8-a din muzică? Uh, cred că din eveniment luam în jur de 400 de lei pe noapte. Mam! E da. bine? E bine? Uh, oarecum eram la început și aveam doar două programe de cântat, adică în jur de două ore maxim. Două ore în care tu cântai în continuu? Da, dar cu pauză. Bine, Avem o dată jumătate de oră, apoi luam o pauză din nou, depinde de programul pe care aveam la acel eveniment. Ce făceai cu banii în clasa 8-a? Sincer, n-am făcut nimic pentru mine. Adică, dacă am avut nevoie, noi suntem o familie foarte unită și îi punem banii deoparte, dacă e nevoie, îi luăm de acolo, dacă nu îi lăsăm, adică nu neapărat am primit o sumă de bani și acum gata, plec să o cheltui pe ceva. Nu. Uite, mi se pare că asta e o chestie nouă pe care n-am mai auzit-o. Adică, un tânăr care face niște bani de buzunar, dar care îi pune deoparte alături de toți membrii familiei și oricine are nevoie de ceva să exact. poată să folosească acei bani. Aș vrea să mergem un pic într-o zonă pe care eu o respect, adică vreau să știi că o respect și mă bucur când întâlnesc tineri și chiar și adulți care în continuare au un respect față de, de cele sfinte. Există un material, un material video pe Facebook care cred eu că a ajuns la 900.000 de mii sau poate chiar mai bine de un milion de oameni. Este vorba despre un cântec bisericesc cu tine și cu sora ta. Am putea spune chiar surorile pădure, da? Uh, și uh, e o zonă despre care aș vrea să povestești un pic, nu neapărat despre cântec, ci despre relația pe care o ai tu cu Dumnezeu. Încă de mică, mama mea a încercat să, să ne aducă aproape de biserică, aproape de credință, și chiar a reușit. Uh, Ne-a învățat să mergem la biserică, să credem în Dumnezeu, chiar dacă eram mici și atunci nu prea înțelegeam, cu timpul am ajuns să credem și să observăm ce impact are Dumnezeu asupra vieții noastre și că există. Bun, și acum știi că urmează întrebările alea suspecte. <laughs> uh, cum arată Dumnezeu pentru tine? Uh, Îmbinind așa toate icoanele și toate pozele, imagine pe care le putea vedea, nu pot să-mi creez o anumită imagine strictă. Știu că e un chip blând zâmbăreți, pentru că e, e bun. Adică, chiar dacă se vorbește faptul că sunt anumite reguli pe care, dacă nu le respecti, ajungi în altă parte, nu este bine, totuși n-aș crede că Dumnezeu e chiar așa. Deci, Dumnezeu e mai blând. Da. Adică, dacă ar fi după tine, aș să spăl duminica, să calc. Depinde. Nu, chiar sunt anumite reguli pe care ar trebui să le respecti. Dar nu chiar tot, tot, tot ce se vorbește. Vrei să-mi spui că tu acum, că cred că deja a început sau începe foarte curând, începe, uh, o să ții postul Crăciunului? Da, dar nu pe tot. Cât pot. Asta înseamnă că ții prima parte, ultima parte? Ultima parte. Ultima parte, adică da. să fii cât mai aproape de, exact. de spovedanie. Mai sunt tineri care țin post? Da, mai sunt. Da? Da. Să știi că cei mai mulți am înțeles că, nu refer la tineri, dintre cei pe care eu i-am cunoscut, țin post nu neapărat pentru că vor, nu știu, să, să fie mai aproape de Dumnezeu sau să acorde mai multă atenție părții uh, spirituale, ci ca să să bească ca să mai scape un pic de toate bucatele alea pline de, de carne și de, de grăsimi. Uh, și chiar îmi doresc să știu care e, care e motivația ta ca să ți post. Uh... Faptul că Dumnezeu face atâtea pentru noi, cred că și noi am putea să facem uneori, adică să ținem cont de anumite chestii, cum i-aș post, faptul că uh, s-a sacrificat pentru noi și că este atunci mereu alături de noi, cred că acea perioadă de timp nu ne-ar fi greu să ne abținem și nu e ideea de dietă că nu mai mănânc anumite chestii, pentru că oricum acum în post poți mânca cartofi, prăjiți sau orice alte. Bun da, deja dacă bei un pic de sucuri în astea carbogazoase și niște cartofi prăjiți, poți, aproape că ești vegan, ai ținut și super post, dar din păcate nu, nu am că ceva sănătos, la asta te referi. Nu, 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 mă refer că nu este ideea să ținem post și să mâncăm orice, ceea ce este bun, doar să ținem post, să nu mâncăm carne sau produse mm -hmm. de la animale. Nu, ideea e să nu mâncăm chiar tot ce ne dorim, pentru că, bine, postul, în primul rând, este postul sufletului, să facem bine în acele săptămâni în care ținem dar și că ne abținem de la anumite chestii care nouă ne plac și asta contează în post Spuneai despre faptul că relația ta cu Dumnezeu te-a aștat în momentele mai puțin plăcute și ți-ai dat seama că el e acolo, există poți să ne dai un exemplu de moment greu, cu multă tensiune pentru tine și care totuși a avut o rezolvare Vreau să spun că toată viața, adică toate reușitele mele și tot ce am făcut în viața asta cu ajutorul lui Dumnezeu a fost eu acum vreau să, să demon. Nu să demon. să defalcăm un pic asta cu ajutorul lui Dumnezeu. Da. Să-mi dai un moment, uite, am purcat pe scenă, îmi sărise tocul și cu toate astea am reușit să. mi-a picat sunetul și cu toate astea am reușit să. Uh, examenul de titularizare. Așa. Am avut foarte mari emoții pentru că anul acesta am fost și cu Bacul și cu examenul, și. Mi-a fost mai greu să mă împart în ambele părți și inițial am zis totuși să încerc să merg la examen, la titularizare, să văd cum este și apoi în caz că nu o să pot lua nota pentru a obține un post, o să revin din nou anul, anul viitor. Și chiar dacă m-am pregătit bine, nu m-am pregătit extrem, extrem de bine ca să pot o lua, să iau o notă cât mai bună, m-am pregătit în îndeajuns pentru mine, ceea ce știam și eu și n-am luat chiar atât de mult în considerare acest examen. Și chiar dacă nu am făcut asta, am ajuns să iau o notă de. adică am luat peste nota pe care trebuia să o iau ca să obțin un post titula, uh, cu vali, uh, viabilitate 4 ani și am găsit și o grădiniță foarte bună, pentru că toată lumea mă întreba cum ai reușit să găsești o grădiniță în Ploiești, având în vedere că multe cu facultate nu au reușit. Efectiv, au fost păsate câteva locuri pentru mine, pot spune, ca să aleg și să găsesc unul. Poate, cine știe, toată relația asta cu Dumnezeu te așteaptă să fii mai în echilibru cu tine, să nu te agiți atunci când nu e vorba despre asta și să vezi lucrurile mult mai în, în profunzime. Chiar clar. dacă mai simplu. Știi că toate lucrurile simple sunt foarte complicate în spate. Sau poate chiar ai tu ceva acolo. Ai... Chiar Dumnezeu are o legătură cu karma? Nu. Nu, C nu crezi în karma? Adică dacă ai făcut un bine, ți se întoarce un bine și nu. invers. N-au legătură lucrurile acestea. Faci bine pentru că vrei și pentru că simți. Și am văzut că ai pus mâna așa către, către suflet. Am da. înțeles. Foarte interesant. Uh, cum ești în, uh, în calitate de, de educatoare? Cum, cum, uh, cum reușești să-ți rolul foarte în serios în condițiile în care practic tu ești odată neapărat autoritare. Odată trebuie să-i pui la punct pe ei mici, să ai grijă de ei și doi la mână ai și foarte mult feedback din partea părinților, care sunt niște adulți, care sunt niște, nu știu, și de 25, și de 40, și de 50 de ani. Iar tu ești, iartă-mă că spun asta, dar într-un sens pozitiv, încă un copil mai de experimentat chestiuni. Am vorbit și cu părinții și le-am spus că eu în această perioadă eu cresc odată cu cei mici într-adevăr este puțin mai dificil pentru că și părinții s-au schimbat nu sunt la fel cum erau înainte și trebuie să ai mult, mult mai multă grijă oricum aveai și înainte dar acum este și mai multă grijă pe care ar trebui să o ai în prezența copilașilor în mod normal nu trebuie să fii foarte autoritar cu copii adică trebuie să fii anumit, într-o anumită măsură ca cei mici să nu creadă că pot face orice cu tine dar odată cei ce ei te, te înțeleg și te ascultă poți să devii bun să vorbești încet, în regulă, să fii blând cu ei, pentru că ei, odată ce te-au văzut ca o persoană autoritară și faptul că ei trebuie să te asculte, ei automat te vor asculta pe parcursul anilor. Deci nu e atât de greu. Imediat poți să jonglezi. Când ești bun cu ei, dacă au făcut ceva, o prostioară, normal că trebuie să-i cerți puțin, pentru că dacă tu nu o să-i cerți, ei or să creadă că e în regulă ceea ce fac. Îmi place că explici foarte bine. Și pe scurt, și nu te vaiți. Nu e chestia aia cu uite cât de greu mi este mie la 19 ani să fac atât de multe lucruri. Nu, chiar nu este. Și am așa vaga impresie că mai merge. Adică mai merge și altceva să mai faci. Da. Mai ai timp și pentru alte lucruri, nu? Da. Eu nu știu unde e tot timpul ăsta, că n-am timp de absolut nimic. Dar bine, așa chiar să te întreb, ai timp să te odihnești? Da. Bine. Ai tras ori... un pic de aer în piept înainte. Da, pentru că prefer să fac alte lucruri. Bine că odihna este foarte importantă, doar că țin să menționez că nu, nu acord foarte multă importanță acum. Ai să mergi la 19 ani, poți să mai fentezi 2, 3, 4, 5 nopți acolo. Da. Ai, nu știu, pasiuni despre care încă n-ai vorbit, pe care le-ai doar pentru tine? Nu. Exemple, nu știu, să mergi pe munte, să sar cu parașuta, să, să croșetezi. De ce nu? Nu, de croșetat nu. Stai ca să nu înțeleagă lumea ceva de sexism. Să gătești, să dai cu bormașina, orice. Sincer, le pot face pe toate. Adică, în momentul când eram eu micuță, tatăl meu îmi spunea băiatul tata. Și acum pot să gătesc, să fac prăjituri sau alte mâncăruri, dar pot și să-l ajut pe tati. Pot să, nu știu, dacă are ceva și mă cheamă și trebuie să bat un pui sau cu vor mașină sau orice altceva, am învățat de la mama mea. Pentru că mama mea, familie, este și femeie, adică și mămică și tătic, le poate face pe toate. Stai așa că pe mine m-a captivat un pic expresia asta, cu că băiatul tata e de bine E, e, un compliment? Îl vezi ca pe o încurajare băiatul tata? Da. da. Adică consider că o femeie trebuie să fie mai, nu știu, mai, mai puternică decât uh, îi se spune să fie? E, e, ceva acolo care ar trebui să fie știu de către orice femeie care se uită la acest podcast? nu trebuie să fie într-un anume fel, trebuie să fie cum se simte ea bine. Păi zic că știi să bați cu ei, adică, wow, bravo, adică nu mă înțelege greșit, bravo, foarte tare, dar în același timp, undeva în mintea mea, deci e doar despre mine acum, nu prea pot să o văd pe femeie stând și făcând munca asta, nu că ea nu poate, dar parcă n-aș vrea să o văd acolo. Dacă ei îi place. Dar e normal, cum iau tot setul de toată trusa, tot ce trebuie acolo. Da, de cam mult. Eu zic că într-o relație ar trebui să existe o înțelegere. Adică, și femeia poate face anumite chestii pe care bărbatul le poate face, dar și bărbatul poate face anumite chestii pe care femeia le face. Total de acord. Gata, nu mai există stâlpul casei. Sunt stâlpii casei. Exact. Și că, doamne, nu contează. Bărbat, femeie, ia să vezi că le poți face pe toate. O să-l rog pe David acum să parcurgă imaginile pe care o să le discutăm împreună. I-am zis invitată înainte de podcast, te rog, te rog din suflet, trimite ceva, hai să le discutăm că e păcat de ele și imediat după pozele astea, deci rămâneți cu noi pentru că e foarte important să vedeți cât de fain cântă Izabela, că poate unii dintre voi ați crezut că e doar frumoasă și atât, nu este și frumoasă și foarte talentată. David, dacă ai imagine, hai să le parcurgem una câte una să explicăm. Eu când am văzut imaginea asta, țin în cont de faptul că mă așteptam să-mi trimiți, nu știu, ceva de spectacol cu tine pe scenă, zic, păi ce se întâmplă acolo? Ți, ți s-a făcut cuiva rău sau care e povestea? Explică-mi. Am făcut un curs de voluntar la SMURD pentru că îmi place să fac foarte multe lucruri noi și când am văzut acest anunț am zis, de ce nu? De ce să nu încerc să ajut pe cineva și să am aceste cunoștințe în domeniu? Mm -hmm. Pentru că nu știi când cuiva îi se face rău lângă tine, iar tu nu ai de cum să-l ajuți. Nu să seama, tu erai jos sau tu ești lângă băiatul ăla? Eu sunt lângă băiatul acela. A fost fix okay. ultimul examen, adică examenul final, în care am aflat dacă am fost admisă sau nu să fiu voluntar. Și ai fost admisă, am na? Fost, da? <gătă> deci poți să oferi primul ajutor, știi dacă cineva are o problemă, știi să suni la 112, că că asta ar fi cel mai important și informații lucru. Le și informațiile pe care le dai adică, cum te cheamă sau ce? Nu, trebuie, da, trebuie să spui în primul rând cum te cheamă, unde ești uh, și anumite lucruri despre victimă. Dacă respiră, dacă are puls, unde se află, în ce poziție este. Anumit. Foarte tare. Foarte tare, serios. Deci uite, mi ar plăcea ca uh, tinerii care se uită la acest podcast, mâine poimine să zic că, vreau să fac și eu un curs ăsta de prim ajutor, că poate va fi necesar ca eu să fiu voluntar într-un context și chiar chiar ar fi bine, foarte bine chiar. De anul ăsta trebuie să-mi spui. Cum ne uităm la o imagine, să-mi spui. Da, anul acesta. Bucurie mare că ai terminat. Sincer, nu. Mi-a plăcut foarte mult și la liceu. <laughs> așa, ba, ba, se, se vede așa o lacrimă. Tot s-a dus liceul, nu mai e. Așa. Așteptăm ceva nou acum. Adică da. următoarea imagine. Zici, David, haideți să ne uităm la următoarea mm. imagine. Nu neapărat ceva nou în viață, adică Pui, nouă experiență. Câte etape adică sunt? Facultatea? Așa, ai școală, ai facultate, ai carieră, te căstorești, faci copii, pe urmă, copiii copiilor și tot așa <laughs> mai departe. Hai să mergem către următoarea imagine, că sunt multe pe care le-a le trimis Izabela. Aici a vrut să ne fac un pic, în ciudă, probabil, cu, cu vara care tocmai a trecut și exact. cu toate zilele astea care sunt din ce în ce mai friguroase. Aici cu cei mici? Da. Așa, povestește. Aici încă eram la practică. Eram, cred că fix în grădinița în care eu lucrez acum. Practic am fost, acum sunt colegă cu mentorii pe care i-am avut în liceu. Doamne, doamne. Mie mi se pare foarte greu să, să ai grijă de cei mici. Ăștia mici, mici, mici de tot. Mai ales în contextul ăsta pandemic, unde Lumea chiar a luat o, a -o raznă. adică părinții nu mai știu unde să meargă la muncă, la telemuncă, să meargă să ia pe cei mici de la grădiniță. Poate educatoarea nu e nici în cea mai bună zi a ei și spune: Domne, sunt plină de supărări ce nu s-a întâmplat până acum. Nu. În momentul în care îți place ceva și faci cu drag, când intri pe ușă, uiți de tot. Da, păi, dacă intri pe... Da, da, așa este, foarte bine. Deci de la educatoare te-ai dus către zona asta de, de frumusețe. E o poză reprezentativă pentru tine Să este pur și simplu o poză din colecția ta personală? Este, este foarte reprezentativă pentru că fix în acea seară în care am făcut și poza am concurat la, în finala misiunața lui John și am câștigat și locul 2. Aha, deci și rochița asta a avut, să spunem așa, un, un plus. Te-a ajutat foarte mult pentru a avea locul 2. Mergem către munte. E munte la sau e mare? Când o să mă? E Grecia, ce e acolo? Munte, munte. Munte? Aici eram la un majorat. Care, din păcate, de fapt, din păcate, nu s-au susținut toate din cauza pandemiei. Ce rău îmi pare. Doamne, doamne cât de rău îmi pare. <laughs> Nu, serios, am văzut că există, exista o modă până, până înainte de pandemie. Dacă erau 30 în clasă, erau 30 de majorate, vedeai poze de la toată lumea, toată lumea cu fotograf, cu video. Deci acum, dacă faci 18 ani, e ca și cum ai, ți-ai ți -ai petrece, ți-ai organiza toată nunta. Da. Și botezul. Și ca idee de costuri. Așa, uite, puteți să-i mulțumiți pandemiei că v-a restrâns, așa nu. că... Te... Nu? Nu, nu, pentru mulțumim. că s-a dus toată distracția. Adică aici erau momentele în care ne stângeam și... Dar uite, uite că poți să te duci pe munte frumos Și petreci aici în, în aer liber Nu se compară E doar de poză sau ai ceva experiență? Aici doar de poză Nu, dar îmi plac, îmi plac foarte mult sporturile de iarnă Și chiar cred că acum 5-6 ani Am încercat și am început să învăț Să mă dau pe snowboard deci știi să te dai pe da. snowboard, da? da? Nu e doar poză și atât. Nu, 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 da? nu, nu. Ok, nu că voiam să merg și eu cu echipament și să mă laud că nu știu. Sau măcar <laughs> să, să încerc să învăț. Pentru cei care urmăresc podcastul acesta, eu o știu și pe sora ta și am avut impresia pentru câteva clipe că nu ești tu în această imagine. Sunt, nu sunteți gemene, nu? Nu, nu. Patru ani diferență. Patru ani diferență și totuși nu e așa mare diferența vizual, cel puțin în imaginea asta. Presupun că ai o pasiune pentru echitație. Da, da, mm -hmm. pe care am descoperit-o chiar de curând anul trecut. Așa e la hipodrom sau unde de făcut imaginea asta? La Valea Doftanei. Ești mai norocoasă. Noi avem aici hipodromul, mergem, cunoaștem căluții noștri și pe urmă mergem probabil la... Valea Doftanei, iar probabil încă o majorat. Nu, aici eveniment la care am. am cântat. Am crezut că dacă pe fundal e o zonă de asta semi-muntoasă, cu siguranță mergem la majorat, mergem către următoarea imagine, David, și uite aici intrăm în scenă. Deci David are, nu știu, cred că 20-21 de ani, deci este un super tânăr și îl motivăm să nu să facă botezul, să facă nunta <laughs> și cum face nunta, vine Izabela și vine nu singură, ci vine, ia uite, mai are două fete acolo, povestește. Cu întreaga formație. Aici eram într-un show de spaniol. Pentru că la fiecare eveniment, în funcție de eveniment, avem și câteva show-uri pregătite de la tigănesc, spaniol, hawaian. Și pot spune că în această formulă de trei, cred că este formula perfectă. Pentru că ne înțelegem foarte bine și ne completăm una pe alta. Deși cred că acum sunteți în pauză pentru că... Da. Știm cu toți. Doar Dar a, ați, ați pierdut ceva? Ați pierdut vreun contract acum în perioada asta înainte de post? Uh, am pierdut din evenimente, pentru că multe s-au uh -huh. mutat. Ah, gata, pozele, super. super. Păi, Isabel, ce, ce simplu a fost călătoria asta. Da, mă gândeam că, practic, la vârsta asta ar fi bine să te gândești la cât mai multe joburi, joburi la care mulți probabil nici nu s-ar gândi. Adică, știi cum e, ok, suntem în pandemie, cam care ar fi cea mai bună meserie peste vreo 5 ani de zile? Ce o să meargă foarte bine peste 5 ani de zile? Eu sincer nu m-am gândit la asta. Te-ai gândit? Nu m-am Nu te-ai gândit? Nu. Și vrei să facem exercițiul asta acum? De ce nu? Dar mie îmi place de obicei să las totul să vină de la sine. Dacă este vreo oportunitate, pe moment o imortalizez și merg direct. Nu mi-a plăcut uh, să mă gândesc înainte ce ar putea fi, ce să fie. Nu, pe moment. În momentul în care trebuie și simt că trebuie, atunci. Ce faci în cazul în care, în următorii 5 ani, Doamne ferește, va fi necesar să trăim cum am trăit în ultimii doi ani? Cu incertitudinea asta, cu evenimente care uh, sunt cu număr limitat de oameni, cu evenimente care sunt anulate, cu uh, oameni care nu se mai căsătoresc pentru că e, e greu, adică o cere astăzi de nevastă și îi zici ok, peste 3 luni facem nunta. Și cu jumătate de lună înainte de eveniment, când ai dat deja avur, uh, ai dat bani, ai dat tot ce trebuie, se spune, păi nu poți mai faci nunta. Adaptezi la situație. Nu ai ce să faci în aceste condiții, chiar dacă ieși și spui că nu este drept sau nu te ascultă nimeni. Așa că, adică, ce, 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 ce cel mai important este să nu te stresezi. Pentru că toată lumea în perioada asta se stresează. Nu poți să mai fac nunta, nu poți să mai fac bătez. Nu, trebuie să te adaptezi. Totul acum e normal ceea ce se întâmplă, lași evenimentul să treacă, <laughs> stai, să stai, stai, eu, îmi place, de, de, atitudinea, nu știu dacă sunteți atenți până la capăt, aia așa un fel de uh, zen, e, tot este normal, tot este extraordinar, dar vuna aia să știi că doare. Dacă tu ai dat 10.000 de euro avans pentru un eveniment și nu se mai întâmplă evenimentul sau se reprogramează, se duce și din iubire, se duce și din cântare și fotografă. ce băi, pe păi stai cam altă nuntă, am alt eveniment atunci. Trebuie să te înțelegi cu toată lumea. Eventual fie să lași o anumită perioadă, fie faci ceva mai restrâns. Pentru că până la urmă nu evenimentul cu multe persoane contează, ci acea legătură pe care ai format-o, ai reînoit o cu ocazia cununiei sau botezii. Și eu care, eu speram că dacă tot ai scris cu Dumnezeu, că spui că se strigă și darul <laughs> și că toată lumea e fericită și că sunt cât mai mulți invitați. Hai să fim serioși, e de cele mai multe ori un, un business, deși nu e neapărat business, e un suport pentru tinerii care se căsătoresc atunci când e vorba de un dar. Dacă din 100 de invitați nu-ți mai vin decât, nu știu, 40 pentru că, nu știu, nu sunt vaccinat sau s-a întâmplat ceva, cred că nu mai ajunge nimeni la nicio căsătorie. E doar cum divorțez mai repede, pe unde fug, pe ce ușă plec, că nu, nu mai pot. De tot contextul ne ajută, cu ghilimele de rigoare, să nu fim tocmai bine. Hai să trecem către zona muzicală, zona artistică, o să facem așa o să am rugămintea să accepti provocarea de a interpreta două fragmente muzicale din ceea ce tu ai în playlistul tău pentru nu botezuri și orice și pe urmă, nu știu, poate alegem un dacă, dacă poți, dacă îți dorești da? și ceva din muzica asta pe care o zim pe radio, fie că e muzică internațională, fie că e vorba de un artist care cântă muzică românească. Ok. Da, să începem cu muzica populară. Fragmente, deci nu mult. Fiți cu noi aici, da? Deci ascultați-o pe Isabela Pădure, pentru că are foarte multe lucruri de spus și are un talent extraordinar pe care nu înțeleg de ce nu-l exploatează mai des. Asta spun pentru că n-am găsit nimic cu tine pe YouTube. Adică abia de aici încolo o să găsim această uh, parte muzicală cu tine ca să ieși în lume mai des. Și o voi face în curând. Ce ne-ai pregătit? Surpriză. Surpriză. surprinde <laughs> Succes. Îmi bate vântul de ceitina o foa. Și mângâie inima of -of, cu o Și cum bate mi-o, pleacă, ca dorul din piept să mi treacă o și cum bate mi-o pleacă Ca dorul din piept să-mi treacă o oh, foc Clar, playback. Și a seama toată lumea. A, cânt, a cântat caseta, cum se spune. A, n-avem venit să facem, dăm cărțile pe față. Sperăm că o să suporți acest mic eșec din cadrul podcastului. Uh, nici nu știm cine a interpretat de fapt, de drept, drept că n-ai interpretat tu n-aveai cum să ai calitățile astea vocale și să nu ieși mai mult în în, în piață în public, ce se întâmplă cu tine, de ce ai vocea asta de ce ai vocea asta și nu n eu n-am auzit foarte mult despre tine și mi-ar plăcea să aud mai des, mă Isabela Pădure invitată, specială de onoare uh, zilele orașului ploiești, când se vor mai face zilele orașului ploiești Până la acum nu prea am vrut să, să ies în evidență atât de mult. Adică mi-a plăcut să rămân liniștit la evenimentele pe care le-am avut, la spectacole, la alte concursuri. Eram și mai mică, cum am spus, nu prea știam cum e să fii pe. adică știam, dar aveam altă gândire. Nu aveam aceeași gândire ca acum și, cum am spus, pe vremea aceea să ies să mă distrez era mult mai în regulă. Plus că erau și prietenii mei care spuneau, vai, cânti muzică populară? Nu prea era atât de... Aha, te-ai lovit de treaba asta. Da. Iată. Când eram mai mică, da. Și acum de ce te lovești? Aha, ce de bani <laughs> faci din muzica asta populară, dacă știam, mă apucam și eu de mai multă vreme. Al doilea fragment muzical. Um... Lasă-mi dragostea ta mie, Lasă-mi și inima ta mai mult de o veșnicie, eu cu drag le voi păstra. Nu mai dragostea să nu mi-o iei vreodată. Pot să-mi iei rece, dar nu-mi lua dragostea. Noaptea când privesc la luna înstelată, mi se face dor de inimioara ta. Să înțeleg că stai bine pe partea de iubire. Da. Am înțeles. Nu știu dacă e bine pentru fani. Asta, adică. De ce nu? De ce, de ce nu? Da, așa e, bravo. Îmi place răspunsul tău. Ai, uh, ai studiat, ai fost către, nu știu. ai urmat cursuri de canto? Da. Și urmezi în continuare? Nu, dar aș vrea să mă reapuc. Mm -hmm. Ai o tehnică clară pe care o aplici pentru. Pentru interpretare sau ești în conformare. Încă în formare. Încă în formare. Uh -huh. Pentru că am luat o pauză în momentul în care am fost clasa 8 -a și am avut acel examen. Am zis că mult mai importantă este școala, așa că am renunțat la canto. Și după am tot făcut o pauză pentru că oricum eu cântam mereu și la evenimente și la repetiții acasă, doar că n-am mai fost la canto. Și acum chiar mi-aș dori să mă reapuc și pentru că le-am promis celor care ne urmăresc faptul că schimbăm un pic ideea de muzică populară, nu că nu ne ar plăcea. Da? Ci dacă tot ai voce, dacă tot e de bine, ai un artist preferat? sincer, nu. Nu credeai ceva. Nu. Adică tu asculti doar muzică populară în mașină sau ce? Nu ascult efectiv orice, doar că nu sunt, adică n-am un anume artist, un anumit artist pe care să-l caut, să-i caut să cau, să melodia. Dar ce melodie îți vine acum în minte? Trebuie să fie ceva. Mm. Zici că e un joc acum, zici că e o regie, că tot, tot stil loading. trebuie să zici, trebuie să, să ne dai un titlu acolo. De greu. Așa de mulți favoriți ai, înțelegem. Ai un super playlist pe, pe Spotify? Oice efectiv, orice, orice. Doar că nu sunt atent atât la nume, la versuri sau la bine. Că oricum învăț versurile în timp ce când melodia, dar. Um... Mă gândeam că pe tine te-ar prinde foarte bine, spre exemplu, ceva cântat de Ina, spre exemplu, sau de Delia nu vreau să trecem de teoros ca să nu crezi dar pur și simplu, e de bine și acolo, dar uite, și Irina Rimes ar fi interesant. Uh, sau Feli. Hai bine, sau, deci la asta voi să ajungem în podcast, la Feli și nu știi cum să-mi spui? Nu neapărat, doar că știu că pe ea am ascultat-o foarte mult o anumită perioadă și îmi plac foarte mult piesele ei. Îmi dai voie să-mi caut versurile? Păi, te rog să faci chestia asta chiar acum în okay, timp real gata. ca să înțeleagă lumea că un artist care uh, respectă un alt artist caută versurile ca să fie în tocmai pe, pe melodie, să nu zică lumea că ai greșit sau s-a întâmplat. Și acum să faci asta într-un podcast, să cauți versurile în timp real? Glumesc, foarte bine. Simte-te ca la tine acasă în podcast. Pentru că ne dorim tare mult ca după ce oamenii vor asculta vocea ta, să fie mulți cei care sunt interesați să te vadă în cadrul anumitor evenimente din ce în ce mai mari. Și dacă tu nu visezi, nimeni nu poate să viseze în locul tău. Adică eu, eu, pot să fac un pic de, de push acum să spun hai, 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 că poți mai mult, mai mult, mai mult. Tu să-ți dorești, tu Prei. să te vezi la ce visează lumea sala palatului sau adică ceva cel puțin mare. Și apoi, era, nu Dumnezeu cu mila, care e mai bine decât Dumnezeu cu mila. Dumnezeu îți dă cât poți duce sau mai sunt, mai sunt Omul astea. își face și singur norocul, dacă da, cum îți așterne așa dorm, Nu da. mai auzit, am mai auzit. Ceea ce de fapt și drept chiar e foarte real. Feli, ce ce cauți acolo? Omul le deschide ochii, dar nu Scrie așa, omul le deschide ochii, Feli versuri. Da, doar că nu nu, nu găsești în momentul ăsta, nu vrea. Nu, nu e soarta, nu e karma. <laughs> pe, pe cine dai vina dacă nu, nu găsești versurile? Așa a fost să fie. Așa a fost. Nu că, n-a fost, mă, n-a vrut Feli să vină cu noi. <laughs> Ce ai, găsit? ce ai găsit? Nu pot să cred. Adică, știi că trebuie să ajuți un om la, și la bine și la, și la greu să-i fie alături. Deci, nu pot să cred că facem asta chiar acum. Deci, ai așa, versuri, felii și mai departe ce ai spus? Omul ne deschide ochii. Ce ai găsit? Da. A, ah, ok. Nu te mai ajung. Succes! Un fragment. Un mic fragment. Omul le deschide ochii tu la sufletul să piară. Nu e vina cerului că ți dă pe afară. Răurile noastre toate n-ar putea nici când să spele. Mâna omului ce arată cu degetul către stele. Și să le spunem celor de acasă faptul că nu e pregătită dinainte. Chiar deloc. Da, adică acum ai stat, ai căutat versurile, uh, ieși a capela, uh, îți mai găsesc scuze dacă vrei, <laughs> să sune, că sunt mulți artiști, nu, nu e ziua mea bună, uh, trebuie să mai am vreo două, trei zile de pauză muzicală și abia apoi să vorbim uh, la adevărat uh, valoare. Izabela, mai avem foarte puțin din acest podcast și uh, mai sunt două chestiuni de făcut. O chestiune în care te gândești la un mentor, la o persoană dragă ție, la un om care aduce foarte multă importanță, mult sens vieții tale și căruia dorești să-i spui numele Mama mea. și de ce îi mulțumești. Pentru că și-a acordat tot timpul pe care l-a avut ca să se ocupe de noi, de mine și de sora mea. Și îi spui, nu știu, des te iubesc? Nu. Dar o sim și cred că și a observat asta. E, e scump acest te iubesc? Da. Și crezi că ar fi prea mult sau prea puțin dacă îi spune și acum te iubesc, mamei tale? Îi pot spune oricând te iubesc, mami. Ceea ce e foarte frumos, pentru că văd și lacrimile din, din privirea ta și să știi că mi se pare extraordinar că pui accent pe familie, pui accent pe tot ce înseamnă ideea de legătură, de respect, de chiar de poveste. Știi? Pentru că dacă vrei să ai o poveste autentică, reală, pe care să o simți, să nu uiți niciodată de rădăcini. Așa este. Trageri în piept. <gătări> <gătări> nu e interzis. Să plângi în podcastul generației gen nu e interzis. Dacă îi se întâmplă prea des, probabil că o să înceapă unii. Bă, nu mă duc la asta că plâng și nu vreau să plâng. Izabela, mai avem foarte puțin și aici trecem într-un spectru creativ și e legat de recomandarea de carte nu știu dacă știi, dar noi la final avem treaba asta cu recomandarea de carte dacă îți place să citești, dacă ai un titlu de carte, ți-a plăcut așa o pui pe masă, cartea asta și ne zici, uite, asta e Două vieți a lui Hitler Auleu da, mi-a fost și mie sugerată de către doamna profesoră de la facultate. Nu știu sigur dacă este exact numele, dar oricum asta are în prim plan cele două vieți ale lui Hitler. Și care erau cele două vieți? Cea istorică care ne-a fost și nouă arătată și cea din spate, viața lui personală. Am înțeles. Și merită. Da, chiar da. Și o să-l să venerăm apoi pe Hitler sau ce? Nu. 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 O să-l judecăm mai aspru? Nu. Nu. O să înțelegem cumva anumite lucruri. Gândirea lui. Am înțeles. Un mesaj pentru cei de acasă? Fiți pozitivi, nu vă stresați cu toată perioada aceasta, pentru că stresul nu aduce nimic bine în viața noastră. Așa că e mai bine să rămâneți calmi, să, să vă obișnuiți cu ceea ce se întâmplă, bineînțeles să nu credeți că e normal și că este bine ceea ce ni se întâmplă, doar că nu trebuie să ne stresăm extrem de mult pentru că tot nouă ne facem rău prin asta super mesajul ăsta de final Izabela mulțumim tare mult pentru prezență succes, Doamne ajută să se ducă mai rapid restricțiile, să nu mai avem cazuri de COVID, să ne facem bine cu toții și să putem să mergem la spectacole unde și tu ești prezentă în calitate de, de voce, de super voce ține-te de treabă, ține-te de educație Fi un model pentru tinerii care te urmăresc și mai ales pentru cei mici care într-o zi vor fi mașuri că... Domnișoara Izabela Pădurea a fost uh, educatoarea noastră, ne mândește cu acest lucru. Vrem să-i mulțumim pentru asta. Mulțumim și vouă celor care ați urmărit acest podcast. Nu uitați să-l dați mai departe. Ne auzim, ne vedem data viitoare, tot luni de la 13. Până atunci, numai bine. La revedere!